un fresh, vă rog. Revenim de la morcov. La roboții. Revenim la Iulia și roboții ei. Da. Am rămas perseverentă pe același suc, pe aceeași variantă de suc. Pe aceeași coordonată. Pentru, da, pentru că ăsta ne-a plăcut cel mai da, mult până exact. La și cel de afine a fost bun, dar primul cu măr, kiwi... Și spanac. Și spanac, da. Și spanac. Și cel să știți bun. Că ce n-am apucat să povestesc data trecută este diferența dintre această stoarcere lentă, tehnologia aceasta de stoarcere lentă și presare la rece și cea obișnuită, să-i spunem, deci, pe care mulți o au deja în case. Expresia potrivit cărea ete spanac nu prea se potrivește aici. Nu prea se potrivește. Adică aici nu, merge direct. Nu. E, da, spanac. Mai ales pentru că în astfel de condiții spanacul este chiar foarte util și recomandat. Păi cum am papai de Sailor Man? Evident. Și o modalitate prin care cred că putem să-i convingem și pe copii să consume spanacul fără să-și dea seama să neapărat. Să știi. Nu? Pentru că o formă lichidă și este și ceva mai dulce și gustos, în combinație până la urmă. Da. Cu o jumătate de măr, cu un pic de kiwi. Cu... Și foarte important este că odată ce trec prin procesul acesta de presare la rece, nu mai sunt pierdute vitaminele, toți nutrienții de care organismul nostru are nevoie, pentru că atunci când ele sunt stoarse în mod obișnuit, evident că vitaminele și mineralele de care noi avem nevoie sunt foarte sensibile la... temperaturi ridicate. Corect, termic își pierd. Exact, își pierd și își pierd din nutrienți. Iar prin presarea aceasta la rece... Mare parte. Da, da. Iar prin presarea la rece, ca asta înseamnă presarea la rece, din moment ce totul este realizat printr-un proces mult mai lent, atunci nu mai există acea căldură care se formează în momentul în care totul este mult mai rapid și reușim, practic, să facem sucul mult mai nutritiv. Noi doi am remarcat cât de silențioase sunt aparatele tale. Acesta este preferatul meu, pentru că este silențios și mai ales acum în platou a fost foarte util și ascultător. Altfel, mi-a fost destul de greu ora trecută când l-am avut pe cel pe care l-avem aici și uite, acesta, într-adevăr, costă 850 de lei, este varianta cea mai accesibilă pe care o avem noi în dimineața aceasta în platou. În comparație cu acesta, care costă 2500 de lei, este varianta cea mai scumpă, dar avantajele sunt acestea. Faptul că este foarte silențios, că are o tehnologie internă de presare la rece, pe care în momentul de față nu mai găsim pe niciun alt dispozitiv de genul acesta și se curăță foarte ușor. Imaginați-vă că la final, după ce ți-ai terminat sucul, este uneori, depinde de ce suc faci, este uneori suficient să adaugi apă și să-l lași să-și facă circuitul și să deci, prin autocurățare, practic. Singur. Da. Da. Practic, scap de toată acea muncă care nimănui nu-i place. Îți dai seama, după ce ai băut două pahare, te simți bine, zici, iar m-a pus să frec toate sitele. Da. Și... Muncești destul de mult pentru un pahar de suc. În schimb, dezavantajele în cazul acesta al unui aparat ceva mai accesibil este într-adevăr faptul că se curăță ceva mai greu, este mult mai zgomotos și există însă și variante de mijloc. Îl avem aici pe acest model de la Bosch, care costă în jur de 10.000 de lei și 1.000 de lei, pardon. 1.000 de lei, da. Mihai nu mai respira deja. Da. Păi deja mă gândeam să investesc în danturi și să le mestec de agat. Le mai storc atâta și după reacția lui mi-am dat seama că am făcut o greșeală. M-am îngălbenit mai rău ca verdele tău. Dacă în apărarea mea trebuie să fiu foarte atentă la cifre și să... Te rog, ca să nu îngălăvesc pe nimeni. Cât spanac cu 10.000 de lei. Eu încerc să-i ajut pe oameni acum și să le ofer niște variante, dar aș vrea înainte de orice să menționez că m-am sfătuit și cu un nutriționist înainte de prezentarea acestor produse și este foarte important de știut și de menționat într-adevăr că nu este recomandat consumul în exces de astfel de sucuri. Sunt persoane care au diverse afecțiuni și care sunt ajutate de forma lichidă a fructelor și a legumelor, dar persoane cărora le este recomandat să le consume așa cum sunt ele și este bine să facem asta la sfatul unui medic dacă este cazul și dacă într-adevăr sunt probleme acolo. Altfel, într-adevăr, este vară, încercăm să ne facem mici plăceri, să ne hidratăm, cum ați spus și voi mai devreme, sigur. Când vorbeați și cu busul, pentru că este foarte cald
Și sunt detalii care în perioada aceasta de vară chiar pot ajuta și pot face diferența. Așa că în următoarea perioadă probabil că vă vom mai surprinde cu astfel de dispozitive, pentru că fac parte din viața noastră și iată că tehnologia este cumva prezentă în mai toate direcțiile în ziua de astăzi și trebuie să fim atenți și, la aceste lucruri. În următorii 50 de ani ce morcovi apar și ne uităm la ei și dispar și îi simțim deja în stomac. Deci, îi simțim deja în stomac. O nouă tehnologie, morcovul care se asimilează singur. Suntem pregătiți pentru orice. Okay. Colegii nu mai vor sucuri, ei gata. S-au ne mai spui ceva? Nu, atât a fost atât pentru astăzi. Mâine, în schimb, sunt tot eu. Ok. Cu surprize. Nu aceeași, nu ne spune ce. Dar important e că sunt eu. Ok, bine, Iulia. Mulțumim pentru sfaturi.